Pentru un deținut din Republica Moldova, statul oferă de 13 ori mai puțin bani decât media europeană. În raportul anual prezentat de Consiliul Europei referitor la deținuți și penitenciare, Moldova este pe locul 10 după concentrația de deținuți. Din cele 47 de țări membre, pentru un deținut moldovan se cheltuiesc de 13 ori mai puțin bani decât media europeană. Conform datelor statistice, pentru un deținut din Europa sunt cheltuiți în medie 98 de euro pe zi. Pentru un deținut moldovan, statul achite 7,65 de euro pe zi. Astfel, Republica Moldova cheltuiește de 13 ori mai puțin decât media din Europa. Cele mai mari cheltuieli la acest capitol sunt în San Marino, 685 de euro pe zi pentru un deținut. Cel mai mare buget al instituțiilor penitenciare îl are Federația Rusă cu 5,4 miliarde de euro în 2012, dar aceasta cheltuie de 50 de ori mai puțin decât media europeană pentru întreținerea unui deținut, și anume 2,2 euro pe zi. De exemplu, bugetul instituțiilor penitenciare din Franța era de 2,4 miliarde de euro în 2012. La 1 septembrie 2013, în Moldova erau 6.666 de deținuți, în descreștere față de 2004, când erau 10.383. Vârsta media unui deținut din țara noastră este de 32 de ani, scrie Agora.md. În statisticile expuse, nu a fost inclusă regiunea transnistreană, care refuză să ofere astfel de date. În plus, numărul populației luat în calcul este de 3,559 de milioane de persoane, pe când datele preliminare ale recensământului indică cu aproximativ o jumătate de milion de persoane mai puțin.